La muntă au fost mulți cei care au pornit pe traseele marcate, încurajați de ziua frumoasă. Salvatorii montani au verificat potecile și marcajele și le transmit iubitorilor de natură să plece pregătiți în drumeție, cu încălțăminte și haine potrivite. Cu rucsacul în spate și bețele de drumeție în mână, zeci de oameni au pornit pe traseul de la Canionul Șapte Scări din Brașov. Acești tineri s-au pregătit pentru un picnic în natură, dar și pentru situația în care dau nas în nas cu un animal sălbatic. Am luat hemițătoare de sunet, în caz de ceva. Nu suntem noi așa mai fricoși. În spate mai am niște pături, mâncare și mergem în continuare. E a doua pe anul acesta. De când ne-ai dat căldura, am ieșit pe afară. Cei care vor să pornească pe un traseu de munte trebuie să se pregătească, spun salvatorii montani. Ne informăm de unde începe traseul, unde se termină traseul, care este gradul de dificultate și ce zonă străbate. Urmează rucsăcelul, care va trebui să conțină o pelerină impermeabilă, o lanternă, o sursă de lumină oricum, o baterie externă. Și încălțămintea trebuie să fie potrivită. Fiind o drumeție mai light, neapărat niște semi-bocanci, dar pentru copii bocanci și în rest, ce mai important să avem, dacă totuși plouă, echipament de ploaie. Drumeții s-au bucurat de priveliște. Am venit la aer curat, la o drumeție, la șapte scări, înapoi cu copiii, cățelul. Ne luăm încălțări bune și practic ne punem ceva sandvișuri, apă multă. Alții și-au pus sângele în mișcare pedalând, iar popasul l-au făcut chiar lângă izvor. Am ieșit un pic așa aici, în natură, scurt, de pe acasă, cu bicicletele. Pe asfalt am venit până aici, un kilometru, două. În fiecare primăvară, salvamontiștii verifică toate traseele montane, îndepărtează pomii căzuți, bolovanii, refac marcajele și potecile stricate. În România sunt omologate în jur de 950 de trasee montane.